Grătare în aer liber, experiențe culinare, muzică bună și o atmosferă relaxantă. Așa arată de 3 zile parcul Valea Trandafirilor din capitală, unde 10 de gurmanzi au venit la un festival sub genericul Street Food Chișinău pentru a savura bucate din diverse țări ale lumii. Cașcaval, salam și sosuri, toate aduse din Italia. Sergiu Mândru locuiește în această țară de peste 20 de ani și a pregătit cele mai delicioase sandvișuri. O gamă foarte largă de produse care le importăm din Italia și astăzi, având această ocazie, vreau să le propun în diferite sandvișuri cu diferite gusturi. Organizatorii au avut grijă ca pe grătare să se încingă carnea și legumele. Noi am venit cu bucătărie americană, că am venit cu costițele gătite tipic american. Facem burgeri, tot cum în America. Sunt bucate din carne, legume la grătar. Noi producem bere din ingrediente 100% naturale și producem foarte multe stiluri de bere din diferite țări ale lumii. Adică noi până în ziua de astăzi am reușit să prezentăm pe piața noastră peste 40 de stiluri de bere. Oamenii au făcut cozi la tarabele cu grătare. Cei mai mulți au venit cu familia profitând de vremea frumoasă. Foarte interesant! Acum să gustăm și să vedem. Dorim să gustăm din fiecare câte un pic. Abia am venit și mergem așa din capul acela încoace să vedem ce este. Arată foarte delicios și proaspăt. Această ediție Street Food Chișinău a fost reprezentată de 30 de companii și prestatori de servicii din domeniul alimentației publice.